În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voi da citire din Istoria monahilor din Egipt, partea a treia. Avra Pater Munios. Era un părinte înaintea noastră, cu numele Pater Munios, care a fost primul dintre monahii din acest loc, el fiind cel din tâi care a conceput această îmbrăcăminte monahală. Inițial fusese mai marele tâlharilor și jefuitor de morminte elinești, adică păgâne, ajungând vestit prin crimă. Și iată cum a găsit el mântuirea. Odată, pe timpul nopții, a năvălit asupra unei fecioare, vrând cu tot de-a dinsul să prădeze mănăstirea. Printr-o anumită meșeșugire a izbutit să ajungă sub strașina locuinței acesteia. Negăsind ușa ca să pătrundă în chilie, voia să se retragă, dar a rămas sub strașină, pândind până la ziua. Ațipind puțin, a văzut în vis pe cineva asemenea unui împărat vorbindu-i: să nu mai stai mereu de veche asupra mormintelor, singura preocupare fiindu-ți furturile sporadice. Dacă vrei totuși să schimbi felul de viață cu privire la virtute și să treci la o stășiria îngerească, vei primi de la mine o astfel de putere. Și fiindcă el a primit bucuros, împăratul i-a arătat o ceată de monahi și a poruncit să le fie conducător. Trezindu-se din ațipire, bărbatul vede pe fecioara stând în fața lui zicându-i: de unde veni și omule și care ți-e rostul în viață? El i-a răspuns că nu știe ce-i cu el, dar a rugat-o să-i arate biserica. Și îndată ce i-a arătat-o s-a dus acolo, s-a aruncat la picioarele preoților, rugându-i să-l încredințeze și să-și găsească un loc pentru pocăință. Preoții, recunoscându-l, s-au minunat foarte de întoarcerea lui și, reamintindu-i trecutul, l-au povățuit ca să nu mai fie niciodată ucigaș de oameni. El le-a cerut să-i asculte rostind din psalm. Ascultând doar 3 stihuri, a spus că-i sunt de ajuns cele din primul psalm. Și a rămas la ei 3 zile. Apoi a plecat îndată în pustie, unde a petrecut 3 ani, stăruind zilnic în rugăciuni și în lacrimi, iar ca hrană se mulțumea cu ierburi sălbatice. S-a întors din nou la acea biserică, anunțând că învățătura asimilată inițial i-a devenit faptă și se desăinuia el că îi se dăduse de sus, de la Dumnezeu, harul de a rosti scripturile din memorie. La rândul lor, preoții se uimeau că atinsese punctul cel mai înalt al ascezei și după ce l-au luminat, adică l-au botezat, l-au poftit să locuiască împreună cu ei. El însă, rămânând la ei 7 zile, s-a reîntors în pustie. 7 ani a petrecut în adâncul pustiei, nevoindu-se, încă acest bărbat s-a vrednicit de mult har. De pildă, acolo în pustie își găsea duminica pâinea la capul patului, după ce se ruga, mânca și era destul până duminica viitoare. Revenind pentru a doua oară la biserică, a lăsat să fie evidentă tuturor viața lui ascetică. Prin aceasta a stimulat în mulți dorința de a merge la o astfel de trăire. Odată a venit la el un tânăr voind să fie ucenic. Acesta l-a băgat îndată cu levitonul, o haină lungă fără mâneci. Pe cap i-a pus culion. L-a învățat cum să sporească nevoință, apoi i-a pus și pelerina pe umeri, încingându-l cu brâu de pânză. Altădată își sfârșise zilele unul dintre creștini, iar părintele veghea la capul aceluia, îngrijindu-se în același timp de cele necesare înmormântării. Tânărul ucenic, văzând cu uimire cum se îngrija părintele lui de cei ce se săvârșau, i-a zis: când și eu îmi voi sfârși zilele,
Tot așa ai să te îngrijești și de mine, învățătorule? Acesta a răspuns, tot așa o să mă îngrijesc și de tine până vei spune de ajuns. Nu după mult a murit tânărul și cuvântul de răspuns a devenit fapt concret, căci după ce cu evlavie îl pregătise pentru îngropare, l-a întrebat înaintea tuturor, fiule, m-am îngrijit cum se cuvine sau mă lipsește ceva? Iar tânărul a rostit cu glas tare înaintea tuturor, ai îndeplinit destul de bine toate, părinte, încât ți-ai ținut făgăduința. Cei de față au fost cupleșiți de o extraordinară minune, uimire, și slăveau pe Dumnezeu pentru această minune. Iar părintele, ca să evite slava de șartă, s-a refugiat în adâncul pustiei. Cu altă ocazie, a coborât din pustie ca să cerceteze pe frații care uceniceau la el și care fusese atinși de niște boli. Unul dintre aceștia se și săvârșise, după ce îi descoperise Dumnezeu și părintelui. Se apropia seara și satul era încă departe. Și cum nu voiau să intre noaptea în sat, căuta să evite a călători noaptea ca astfel să se conformeze poruncii mântuitoare. Umblați cât aveți lumina cu voi, Ioan 12:35. Și alteia, cel ce umblă în lumină nu va greși, Ioan 11:9. Îmi cer scuze, dar sunt răcit și acum, fiind și seară, la mine este cam minus 2 grade afară și trebuie să stau și împoposonat și e și frig. Și când soarele era tocmai gata să apună, el i s-a adresat zicându-i, în numele Domnului Iisus Hristos, oprește-te puțin din calea ta până ce voi sosi la sat. Când soarele apusese deja pe jumătate, s-a oprit și n-a coborât până ce părintele n-a ajuns la destinație. Fenomenul au văzut toți locuitorii acelui ținut. Când au observat aceștia că soarele stă pe loc, alergau să vadă de ce nu asfințește de mai multe ore. Văzând că vine părintele, căuta să afle de la el ce minune poate fi aceasta cu soarele. El însă a zis către ei, nu vă aduceți aminte de glasul Mântuitorului care zice, de veți avea credință cât o bobiță de muștar, veți face minuni și mai mari decât acestea. Matei 17:20 și Ioan 14:12. Și deodată i-a cuprins frica, încât unii din ei, dintre ei s-au alăturat părintelui devenindu-i ucenici. Intrând odată în locuința unui dintre frații bolnavi și găsindu-l mort, s-a apropiat de pat, s-a rugat și l-a întrebat dacă voiește mai bine să se ducă la Dumnezeu decât să mai vieze în trup. Acela, sculându-se doar cu partea de jumătate de sus a trupului, i-a răspuns, vreau mai bine să mă dezleg de acest trup și să fiu cu Hristos. Filipeni 1:23. Ca să nu mai trebuie să trăiesc în trup, iar părintele a zis, dormi în pace, fiule, și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Și acela, dezdoindu-și spatele, s-a întins revenind în poziția de mort cum fusese. Toți cei de față au rămas foarte mirați și ziceau, cu adevărat omul lui Dumnezeu este acesta. Matei 27:24, care a vorbit cu mortul. Apoi, săvârșind cele de ale îngropării, a vegheat toată noaptea lângă el cu cântări duhovnicești. În altă împrejurare s-a dus să cerceteze pe un frate bolnav. Când l-a văzut zbătându-se într-un sfârșit îngrozitor, chinuit de conștiință, părintele îi zise, iată în ce stare ești gata să mergi la Dumnezeu, ducând cu tine gândurile care te condamnă din pricina vieții tale ușuratice. În timpul acesta, muribundul rugându-l îi cerea să mijlocească la Dumnezeu pentru el, ca să mai dea puțin timp de viețuire spre a se îndrepta. Părintele i-a zis, acum cer vreme de pocăință când viața ta îți este aproape sfârșită, ce ai făcut cât ai trăit? Nu numai că te-ai îngrijit de vindecarea propriilor tale răni sufletești, ce ai adăugat și altele?
Dar cum moribundul se uia să-l roage acestea răspunse? Dacă nu mai adaugi alte fapte rele la viața ta și dacă te pocăiești cu adevărat, ne vom ruga lui Hristos pentru tine, că El este bun și mult îndurător și îți va da puțin timp de viețuire ca să-ți plătești toată datoria. Și rugându-se, părintele a zis: Iată, Dumnezeu ți-a mai hărăzit 3 ani de viață, dar va trebui să te pocăiești din suflet. Apoi l-a luat de mână, l-a ridicat în picioare și l-a îndreptat spre pustie. Exact după 3 ani s-a întors în același loc, nu ca un om, ci ca un înger. Și în fața tuturor, părintele l-a prezentat pe Hristos, încât toți erau mirați de purtarea de grijă a acestuia. Și adunând pe frați, părintele l-a pus pe acesta în mijlocul lor, complet sănătos. Și toată noaptea au rămas veghind, iar părintele învățându-i. Pe acel frate, sosind desăvârșit din pustie, l-a cuprins deodată o ușoară somnolență, a adormit și a trecut din viață. Părintele s-a rugat pentru el, i-a făcut toate cele cuvenite mormântării și l-au condus la mormânt. Se mai spunea că adesea, după ce înainta în sus de-a lungul undelor fluviului Nil, trecea prin el pe malul celălalt, apele ajungându-l doar până la genunchi. Alte ori, se bătând prin văzduh, se și afla prezent la frați în casă, deși ușile erau încuiate. Adesea găseai că sosise deodată într-alt loc. Povestea cândva fraților că după ce s-a întors din pustie, a fost ridicat în vedenie la ceruri și acolo a văzut cât de multe bunătăți îi așteaptă pe adevărații monahi, bunătăți pe care niciun cuvânt nu poate să le spună. Și mai spunea că a fost dus cu trupul în paradis, unde a văzut mulțime de sfinți. Zicea că a și luat din roadele paradisului, dovedind aceasta cu o mărturie palpabilă. Era un smochin enorm adus la el de ai săi ucenici, ca să demonstreze că cele spuse de el sunt adevărate. Preotul Coprete, care ne relata despre acest smochin, îl văzuse în mâinile ucenicilor lui pe când era copil și îl sărutase și se minunase de mireasma lui. Smochinul, zicea el, a rămas încă mulți ani la ucenicii lui, păstrându-l spre a fi arătat. Era de ajuns ca vreun bolnav doar să miroasă pe loc, ca pe loc să se tămăduiască de boală. Cred că smochinul se referea la o smochină, la rodul smochinului, adică la o singură smochină. La început, când părintele se rătăsese în pustie, timp de 5 săptămâni, n-a mai avut mâncare. Se spunea că în pustie se găsea un om care, după ce aducea pâine și apă și îl întâlnea să mănânce, se făcea nevăzut. Altădată, diavolul i-a arătat tezaurile faraonului, ademenitoare și din aur curat. Părintele a zis: Argintul tău să fie cu tine spre pierzare, Faptele Apostolilor 8:20. Acestea și multe altele au fost frumoasele izvăvi ale părintelui nostru Pater Munios, care a făcut semne și minuni. Și înainte de aceasta au existat alții tot așa de vestiți, de care lumea nu era vrednică. Evrei 11:11. Ce poate fi considerat minunat că noi așa de mici săvârșim isprăvi mărunte, vindecând șchiopi și orbi sau altele pe care le fac de asemenea și medicii? Pe când părintele Coprete ne povestea acestea, unul dintre noștri, în timp ce îl furase somnul, l-a îmbolnit ghimpele necredinței în legătură cu cele ce spunea părintele. Și a văzut în mâinile acestui bărbat o carte minunată scrisă cu litere de aur, iar lângă el, în picioare, un bărbat cu pete albe care zicea: Nu ascultați cu atenție citirea, ci nu ascult cu atenție citirea, ci dormi. Dezmeticindu-se brusc, ne-a desănuit nouă care îl ascultam pe acela ceea ce văzuse el expunându-le în limba romanică, adică latină. Încă mai vorbea părintele despre visul acelui frate, când sosește un țăran simplu care purta un vas de nisip, așteptând acum ca să termine părintele tema istorisirii.
Dar noi am cerut explicații părintelui. Oare ce vrea țăranul cu nisipul? Ne-a răspuns părintele zicând către noi, copiii mei, dintr-un punct de vedere nu trebuie să mă laud față de voi și nici să vă descriu faptele mărețe ale părinților voștri, ca nu cumva înălțându-se cu Duhul să pierdem cu chipul acesta răsplata. Dar din alt punct de vedere, ținând cont de râvna și folosul vostru, că ați venit la o așa depărtare, nu vă pot lipsi de acest folos, ci vă voi istorisi lucrarea lui Dumnezeu când erau de față frații noștri. Țarina de lângă noi era un pământ neroditor. De aceea țăranii, proprietarii ai pământului, după ce semănau grâul, adunau numai dublul cantității pe care o semănaseră, pentru că un vierme se dezvolta concomitent cu spicul și distrugea colda. Țăranii pe care noi îi catehizasem și îi creștinasem ne-au cerut să ne rugăm pentru grânele lor, iar noi am zis către ei, dacă aveți credință în Dumnezeu, chiar acest nisip din pustie vă va aduce roade. Ei, fără să se bovească, au umplut la puniciilor cu acest nisip pe care îl călcăm noi acum și ni l-au adus rugându-se să-l binecuvântăm. După ce eu m-am rugat să le fie după credința lor, au semănat în ugoară acest nisip amestecat cu grâu, iar țarina a devenit mai roditoare decât în tot Egiptul. Deci, de când a fost această minune, au obiceiul să vină anual ca să ceară binecuvântarea. Încă o mare minune, zicea el, a oferit Dumnezeu în fața multora. Mergând odată în cetate, am dat peste un bărbat, Manicheu, care rătăcise în mulțime de cetățeni. Și cum nu putusem să-l conving, în discuție publică m-am întors către mulțime zicând, aprindeți un foc mare aici în piață ca să intrăm amândoi în flăcări. Care din noi o să rămână nearzi de para focului, acela are credința cea bună. Și așa s-a făcut. Mulțimea a prins de grabă focul, trăgând spre foc pe acela și pe mine. Acela însă a propus, fiecare dintre noi să intre separat, iar primul zicea el, trebuie să intri tu, ca cel ce ai făcut propunerea. După ce m-am pecetluit cu numele lui Hristos, am intrat. Flacăra s-a împărțit de o parte și de alta, fără să mă vateme, deși am rămas aproape o jumătate de oră în foc. Văzând mulțimile această miraculoasă priveliște, strigau cu gura mare și țineau iarăși pe eretic să intre în foc. El însă, plin de spaimă, nu voia. Poporul, luându-l, l-a zvârlit în mijlocul văpăii. Suferind arsuri pe tot trupul, a fost izgonit cu necinste din cetate în huiduielile poporului. Ardeți-l de viu pe înșelător. După aceea, luând mulțimile cu mine, zicea el, într-o profundă și evlavioasă tăcere, am pornit în procesiune la biserică. Altă dată, trecând pe lângă un templu oarecare, niște păgâni aduceau jertfă la idolii lor. Eu le-am zis, dacă voi, care sunteți cu rațiune, aduceți jertfă celor neraționale, apoi sunteți mai neraționali decât acești idoli. Când au auzit ei această împutare și au dat seama că le-am zis bine, ne-au urmat imediat și au crezut în Mântuitorul. Odinioară aveam în vecinătate o grădină în care cultivam câte ceva pentru hânirea frățietății, când veneau la noi în vizită. Mi-o lucra un om sărac. A intrat în ea unul dintre elini, adică dintre băgâni, ca să fure legumele. După ce a plecat cu cele furate și le-a pus la fiert, 3 ore n-au putut fierbe, ci au rămas așa cum le culesese, căci apa nu se încălzise deloc. Venindu-și în sine, bărbatul care furase legumele le-a dus la noi, rugându-ne să iertăm fără de legea și să devină creștin. Ceea ce s-a și împlinit. Chiar în momentul când a adus legumele, sosiseră la noi niște frați străini, așa că legumele au venit la timpul potrivit. Am mâncat deci cu toții din ele și au mulțumit lui Dumnezeu care ne-au făcut o îndoită bucurie și mântuirea acelui om și ospătarea fraților. Ava Surus. Din ziua în care am mărturisit numele Mântuitorului aici pe pământ, nimic mincinos n-a ieșit din gura mea. N-am avut regim alimentar pământesc,
întrucât îngerul m-a hrănit zilnic cu mâncare cerească, nici altă dorință nu s-a suit în inima mea decât cea față de Dumnezeu. Nimic din cele de pe pământ nu mi-a ascuns Dumnezeu, ci toate mi le-a făcut cunoștințe. Lumina nu a încetat înaintea ochilor mei. Ziua n-am dormit, iar noaptea n-am încetat a-L căuta pe Dumnezeu. Un înger mi-era pur de față, arătându-mi puterile care țin Universul. Toată cererea mea către Dumnezeu a fost primită. Lumina minții mele nu s-a stins niciodată. Am văzut adesea mii de îngeri stând înaintea lui Dumnezeu. Am văzut cetele dreptilor. Am văzut adunarea mucenicilor. Am văzut lucrarea ce ușelau de pe Dumnezeu. L-am văzut pe Satana predat focului. Am văzut cum sunt pedepsiți îngerii lui. Am văzut pe cei drepți bucurându-se veșnic. Acestea și multe altele istorisindu-le timp de 3 zile după aceea și-a dat sufletul. Îngerii și cetele mărturilor l-au luat îndată și l-au condus la ceruri. Unii dintre cei de față au văzut priveliștea și au auzit imnele de slăvire. Ava Hele. Era și un alt părinte anume Ava Hele, care din copilărie se îndelenicea cu asceza. Adesea aducea jar fraților din vecinătate în poala hainei și entuziasma ca de la începutul vieții de nevoință monahală să fie în stare a face minuni. Dacă vă nevoiți cu adevărat, zicea el, faceți ca de pe acum să arătați semnele virtuților. Altădată, fiind singur în pustie, i-a venit poftă de miere. Aș fi găsit numai decât un farfurie sub o stâncă, dar mi-a zis, fugi de la mine poftă necurată, că scris e să umblați în Duhul și nu împliniți pofta trupului, Galateni 5:16. I-a lăsat apoi pe frații, s-a tot dus. După ce 3 săptămâni a posit în pustie fără să guste ceva, a găsit niște fructe aruncate. Zice către sine însuși, nu voi mânca și nu mă voi atinge de niciuna ca să nu-mi sfintesc pe fratele meu, că scris este, nu numai cu pâine va trăi tot omul. Matei 4:4. Tot așa de aspru a mai postit o săptămână, și în cele din urmă s-a culcat și a dormit, dar în timpul somnului un înger îi spuse, sculându-te, alege din ceea ce vezi, ce se găsește de față și mănâncă, și se deșteaptă și se uită roată împrejur, vede un izvor în preajmă căruia crescuseră plante comestibile de un verde plăcut. Și după ce a băut din apa izvorului și a mâncat din legume, s-a convins că niciodată nu gustase ceva mai delicios. Tot aici descoperiu și o mică peșteră. Rămânând în acest loc vreo câteva zile fără să mai mănânce, când iarăși a avut trebuință de mâncare, plecându-și genunchii s-a rugat și deodată i-au stat înainte tot felul de bucate, pâini calde, miere și felurite fructe. Odată s-a dus de a cercetat pe frații de sub grija lui, după ce i-a genit, s-a grăbit să se întoarcă în pustie, încălcându-se însă și cu deale mâncării. Văzând câteva măgărițe păscând prin apropiere, le-a zis, în numele lui Hristos, una din voi să vină cu mine ca să pun povara pe spate. Și îndată una a și venit la el, încălecând și punând și povara, într-o zi a ajuns la peșteră. După ce a întins pâinea și fructele la soare, au venit acolo fiarele sălbatice care, după obicei, se duceau la izvor. Doar s-au atins cu botul de pâini că au și luat-o la fugă. Într-o zi, ducându-se la niște monaci și fiind duminică, a zis către ei, de ce nu v-ați adunat astăzi ca să împliniți slujba rânduită? Ei au răspuns, pentru că n-a venit preotul din cealaltă parte a fluviului. Zice el către ei, mergând chiar acum îl voi chema. I-au spus, însă că nu se poate, nu numai din pricina adâncimii apei, și mai cu seamă pentru că în zona aceea este un crocodil foarte mare care a înghisit pe mulți oameni. Dar Ava, fără să mai stea pe gânduri, s-a ridicat și a mers la vadul de trecere și îndată dita mai fiara aceea l-a luat pe spate și l-a dus pe malul celălalt.
Acolo găsim pe preotul locul rânduit, l-a sfătuit să nu mai neglijeze fățietatea, adică mănăstirea. Preotul, văzându-l pe Avă îmbrăcat într-o haină zănturoasă și peticită, l-a întrebat de unde are aceste zvențe, adăugând: frate, ai un lucru foarte frumos, veșmânt al sufletului. Și zicea așa că se uimise de lăuntrica smerenia acestuia și de simplitatea lui exterioară. Avachele i-a spus să vină cu el la fluviu și a venit. Și cum nu au găsit vreo barcă, a ridicat puternic glasul, chemând cocodilul. Acesta în grabă l-a ascultat și a venit, oferindu-i spatele. Ava l-a poftit și pe preot să se urce cu el. Dar acesta, cuprins de frică mare, când a văzut fiara, nu înceta să se tot dea înapoi. Însă și pe preot și pe frații de pe fluviu îi cuprinsese o teamă sfântă. Când l-au văzut pe Ava trecând fluviu, iar după ce a ajuns la țăr, târând fiara după el, ca aceasta să-și ia pierirea drept răsplată pentru curmarea vieții celor pe care îi înghițise, și acolo pe loc cocodilul a și murit. Poposind 3 zile la frați, și-a petrecut vremea învățându-i sfintele porunci și dând la lumina fiecăruia în parte gândurile din ascunzișul sufletului. Poposind 3 zile la frați și-a petrecut vremea învățându-i sfintele porunci și dând la lumină fiecăruia în parte gândurile din ascunzișul sufletului. Le spunea că unul le se săpunire de sfânare, altul de slava de șartă, altul de trândăvie, altul de mânie, pe acesta îl numea blând, pe acela pașnic, unora le vădea patimile, altora virtuțile. Auzind ei spunându-li se acestea, se mirau că toate caracterizările așa erau cu adevărat. Le-a zis apoi: pregătiți niște legume, că astăzi vor sosi la noi mulți frați. Pe când zoreau ei să pregătească, frații au și sosit, se alăturându-se și îmbrățișindu-se unul cu altul. Numai că pe vremea lui Avei acestuia nu prea erau telefoane mobile ca să se asculte. Știa din Duhul, de la Duhul că urmează să vină frații, nu vorbise la telefon cu ei prin pustie. Unul din frați, vrând să fie mai sigur de mântuire, i-a cerut Avei să îi îngăduie să petreacă împreună cu el în pustie tot timpul vieții. Acesta i-a răspuns că nu va putea suporta ispitele demonilor. Al frate însă, răgâvnitor și foarte grăbit să contrazică, a promis că el va suporta orice ispită. Auzindu-l Ava, i-a îngăduit, dar i-a rânduit pentru locuit o altă peșteră. Venind noaptea, demonii l-au înlăcășit cu gândurile spurcate, căutându-l să-l sugrume. El însă, fugind, i-a găsit avechele, cele întâmplate. Atunci acesta, tăgând o linie circulară în jurul peșterii aceluia, a poruncit să rămână de acum înainte fără frică. Odată, lipsindu-le pâinile din peșteră, s-a prezentat un înger în chipul unui frate de le aducea mâncare. Altădată, un număr de 10 frați care căutau s-au rătăcit prin pustie. Erau acum 7 zile de când cutuierau fără să fi mâncat ceva. Găsituia Ava i-a chemat să se odihnească în peșteră. Când frații au spus despre starea lor că sunt flămânzi, el, neavând ce să le pună înainte, a zis către ei: puternic este Dumnezeu să gătească masă în pustie, Psalmul 77:22. Și deodată în fața ușilor s-a arătat, ciocănind, un sclav tânăr și frumos, tocmai când ei se rugau. Deschizând ei, au văzut pe tânăr cu un conș mare plin de pâini și măsline. Și primind ei toate aceste mâncăruri, i-a mulțumit lui Dumnezeu, iar tânărul sclav s-a făcut odată nevăzut. Acestea și multe alte minuni ne-ai solicit nouă, Părintele Coprete, și arătându-se ca totdeauna binevoitor față de noi, de am văzut palmieri și alți pomi fructiferi pe care el însuși îi plantase în pustie, în această acțiune el încurajase credința acelor țărani, cărora le spusese că însăși pustia poate să dea fructe celor ce au credință în Dumnezeu. De fapt, spunea el că i-am văzut semănând nisip în pământ neroditor și dând totuși roade, am încercat și eu același lucru și am reușit. Revin în câteva secunde.
Ava Apele. Am văzut în ținuturile Acores un alt preot, anume Apele, bărbat drept, care mai întâi pusese meșter în modelarea fluierului. Apoi s-a îndreptat către trăirea în asceză, adică viața monacală. Aici, venind diavolul la el în chip de femeie, l-a găsit pe când modela la uneltele necesare monachilor la munci. Atunci el, suflând flacăra mai mare, a apucat cu mâna neocupată un fier înroșit și a ars acelei femei toată fața și trupul și se auzea aceasta urlând de durere și înfierărie. De atunci acest bărbat lua totdeauna cu mâna direct din foc fierul înroșit fără să se vateme. Ava Ioan. Era în această pustie un frate de-al nostru cu numele Ioan, din generația mai veche, care se întrecea în virtuți, care întrecea în virtuți pe toți monahii de acum. Nu putea fi găsit ușor, fiindcă se muta neîncetat dintr-un loc în altul, în diferite pustiuri. La început a petrecut 3 ani sub strașina unei stânci, stăruind în continuare în continuă rugăciune, fără să stea vreodată jos și fără să fi dormit altfel decât numai stând în picioare când îl fura somnul. Nu avea nimic de ale mâncării, afară de împărtășania pe care i-o dădea preotul duminica. Dar într-una din zile, satana, în chip de preot, a venit mai devreme la el, simulând că dă împărtășania. Însă fericitul Ioan, recunoscându-l, a zis către el: o, părinte, a toată viclenia și a toată înșelăciunea, dușmanul oricărei dreptăți, Faptele Apostolilor 3:10, care nu mai încetezi de a mai înșela sufletele creștinilor, îndrăznind să te atingi chiar de sfintele taine? Satana i-a răspuns: puțin mai era până să te dobândesc și apoi să te dobor. Tot așa am rătășit pe unul din frații tăi, deși a pierdut mințile și a înnebunit. Abia după ce mulți drepți s-au rugat pentru el, a putut să-și vină în fire. Zicând acestea, demonul s-a dus de la el. Acest părinte a avut odată picioarele crăpate din pricina unei îndelungate țintuiri la pat și de acea curgere din ele puroi de sânge, și de aceea curgea din ele puroi de sânge. Un înger însă, prezentându-se înaintea lui, i-a atins gura zicându-i: Hristos îți va fi adevărata hrană și Sfântul Duh adevărata băutură și începând din acest moment nu vei mai avea trebuință decât de merindea duhovnicească ca să nu te ghiftui și apoi să vomezi. Și același înger, tămăduindu-l, l-a mutat din locul unde bolise și a petrecut apoi viața cutreierând pustiul și mâncând plante. Duminica însă venea unde zăcuse de vremea cu minecătura, cerând de la preot câteva frunze de palmier, a împletit din ele chinci pentru animale de sub poveri. Odată un om paralizat de picioare a vrut să se trăiască spre el ca să-l vindece. Și cum? Sfântul era călare pe asin, suferindu-l doar ce a atins picioarele de chinga împletită de Sfântul bărbat, că pe loc s-a și vindecat. Părintele trimitea bolnavilor și binecuvântări, iar aceștia se eliberau numai decât de bolile lor. Odată i s-a descoperit situația din mănăstirile sale, căci întemeiase multe, și i s-a spus anume că unii monahi nu au trăire dreaptă, adică corespunzătoare. Atunci el a scris epistole către toate și le-a trimis prin preot, făcându-le cunoscut că unii se lenevesc, iar alții propășesc în virtuți. Și s-a văzut că acesta era adevărul. A mai scris și părinților, conducători locali ai acestor mănăstiri, arătând că unii se preocupă mai puțin de mântuirea fraților, iar alții îi povățuiesc așa cum se cuvine. Și acestor conducători le vestea cinstirile și pedepsele meritate. Și tot la fel îi chema pe alții la desăvârșire, atrăgându-i atenția și să
să-și mute preocupările de la cele simțite, adică pământești, la cele duhovnicești zicându-le. De acum înainte să înaintăm rugând spre o astfel de petrecere, că zice, nu trebuie să rămânem copii tot timpul, Evrei 5:12 și următoarele, 1 Petru 2:2. Dimpotrivă, acum să ne înălțăm spre cele mai desăvârșite și să atingem starea de bărbat, ajungând astfel la virtuțile cele mai înalte. Acestea și multe altele istorisea Părintele Apele despre bărbatul Ioan, însă nu le-am scris pe toate din pricina sporirii covârșitoare a cinstirii acestor sfinți bărbați, nu că n-ar fi adevărate, ci ca să curțăm necredința unora dintre oameni. Noi însă am rămas pe deplin convinși de multele și marile fapte minunate pe care ni le-au istorisit, pe care le-am văzut cu acești ochi. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu.